Președintele PUSL Timiș, Titu Bojin, a depus listele de candidați la Consiliul Județean Timiș și la Consiliul Local Timișoara pentru alegerile locale din 9 iunie. Titu Bojin este încrezător în experiența și profesionalismul candidaților din partid. Pe lista PUSL Timiș se regăsesc oameni serioși, cu experiență, dar și tineri promițători. PUSL este o alternativă de reprezentare serioasă a cetățenilor în consiliile locale, dar și în județ. Fapte, nu vorbe, transmite Titu Bojin.